sunt Dan Georgescu, ascultați știri. Statele Unite susțin ferm apărarea comună așa cum este prevăzută în tratatul NATO, iar România este și va fi protejată, a subliniat vicepreședintele american Joe Biden pe parcursul vizitei de două zile la București încheiate ieri. Oficialul american a precizat că statul de drept și lupta împotriva corupției sunt extrem de importante pentru securitatea unei țări și că România... Reprezentă un pericol nu doar pentru economie, ci și pentru securitatea națională. Există națiuni, și am văzut asta recent, care exploatează corupția pentru a putea exercita influențe nefaste și să submineze suveranitatea vecinilor. Astfel, corupția a devenit un instrument de politică externă pentru unele țări. În cadrul discuțiilor avute cu vicepreședintele american, premierul Victor Ponta a dat asigurări că guvernul de la București sprijină o justiție puternică și independentă și că oricine încalcă legea, indiferent de poziția pe care o are, trebuie să răspundă.